de IT, Ion Iliescu, urmărit penal în dosarul Revoluiei. Fostul președinte Ion Iliescu s-a prezentat astăzi la parchetul general, unde a fost citat pentru a-i se aduce la cunosubliniere, timp ce pe numele lui a fost început urmărirea penală în dosarul Revoluției pentru sevâr sublinierea infracțiunii contra umanicii. Iliescu a stat în sediul parchetului general o oră jumătate. Acesta a fost pus sub acuzare în dosarul Revoluiei. Acesta nu a dorit să facă declarații în fața jurnaliștilor, nici la sosire, nici la plecare. În data de 13 aprilie, presubliniereintele Klaus Iohannis a dat aviz favorabil cererii procurorilor de urmărire penal pe numele lui Ion Iliescu, Petre Roman, subliniere Igelu Voican Voiculescu. Rare Bogdan, atac devastator la adresa lui Dragnea, terice anui Toader. După decizia luată de Iohannis, România este într-un război. Fostul presubliniereinte Ion Iliescu are acționat fac de decizia subliniere-efului statului, Klaus Iohannis, de a da aviz pentru urmărirea sa penală în dosarul Revoluției. Sublinierea i-a spus că aceasta nu îl surprinde, dar nu vede care este cadrul legal în care se înscrie. El a afirmat că îl surprinde în faptul că, liberi fiind, oamenii nu mai cred că trebuie să lupte pentru libertatea lor, sublinierei din acest motiv au ajuns să dea lecții de democrație oameni care, în timpul ce au sublinierei-ismului, au trecut mâlc, asta când nu puneau umărul la construirea cultului personalității lui Ceau, subliniere Escu. Într-un mesaj postat vineri seară pe blogul său, Ion Iliescu a vorbit despre dosarele Revoluției, sublinierei Mineriadei, spunând că finalitatea lor nu mai are nici o legătură cu aflarea adevărului despre acele evenimente. De asemenea, fostul presubliniereinte a susținut că el, subliniere, i-a făcut partea sa de datorie, indiferent de ceea ce cred cei care caut capism subliniereitor pentru subliniere-curile lor, subliniere-i CST cu capul sus la judecata istoriei.